Cel mai probabil este video-ul ăsta căutând subiecte pentru evaluarea națională sau pentru orice alt examen că aparent se dau acum din 2 în 2 ani, nu înțeleg de ce, sau pentru că pur și simplu ești disperat pentru că într-o săptămână ai examenul sau ai simulare și tu habar n-ai nimica, nu știi nimica și vrei să iei notă mare. Așa că astăzi voi prezenta cum să luați minimată notă de 10 la evaluarea națională. Cel mai probabil voi veți spune că trebuie să înveți și nu știu ce, dar astăzi voi arăta cum să învățați fără să învățați într-un fel, pentru că eu aproape n-am învățat absolut nimic și totuși am reușit să iau 10 la examenul din clasa 8, așa că sper să vă ajute pe cei mai mulți dintre voi, așa că hai să trecem la acest minunat story time. Înainte să încep, mai vreau să menționez că video-ul ăsta nu e o parodie, pe bune, gen, eu am luat 10 și vreau să mai explic așa cam ce am făcut eu. Sper să ajung măcar o persoană sau două sau trei, o să mai zic chestia asta de vreo 5 ori în video, dar vreau să vă spun că e cât se poate de serios ce povestesc aici și că nu iau deloc la mișto chestia asta. Înțeleg că examenul e destul de important, doar că vreau să vă explic că eu până la urmă doar un examen și fiecare ar trebui să se pregătească așa cum știe. Astea sunt doar sfaturi date de mine, nu înseamnă că așa trebuie să faceți și să nu mă urmați dacă nu simțiți că am dreptate. Dacă simțiți că voi credeți că cumva e mai bine pentru voi, faceți cum știți. Eu doar vreau să vă dau așa un alt punct de vedere, să vedeți ce am făcut eu și ce aș spune eu să faceți voi ca să ajungeți și ok și să nu fiți nici distruși psihic după toate lunile astea în care vă pregătiți pentru examenul ăsta. Ok, hai să trecem la treabă, vă voi explica cum am luat eu 10 la evaluarea națională, ce am făcut pe tot parcursul clasei a 8-a, de la începutul anului până la final și sper că măcar o persoană din toate acestea care se uită să fie ajutată de sfaturile mele și să înceapă să învețe, să zic așa, mai bine, nu știu, să înțeleagă chestiile mai ușor, așa că hai să vă explic cum asta treabă. Păi pentru început, hai să începem cu începutul clasei 8-a, vă voi povesti pentru început cum a fost pentru mine, ce am făcut și după aia vă voi da sfaturi personale gen subiectiv, după ce vă voi povesti întâmplările propriu-zise. Deci eu am început clasa 8-a ok, nici măcar nu mă stresam cu faptul că am examen, nu știu cum sunteți voi, dacă voi ați început să vă stresați la început sau dacă pe parcursul anului v-ați dat seama că aveți examenul ăla. Eu n-am avut niciun stres, vă zic, din vară, de când a început a 8-a, până la finalul anului, când am dat examenul, n-am avut absolut deloc niciun stres, nu mi-a păsat absolut deloc, ok. În primul rând, asta ar fi o idee bună, să încercați să nu vă stresați. Mă rog, și la început nu aveam nicio treabă, vă spun sincer, nu mi-aminteam absolut nimic, majoritatea subiectelor de pe acolo știu că trebuia să le țin minte și din a 5-a sau a 6-a sau a 7-a sau mă rog, nici mai știu cum erau aranjate, nu știu cum e programa, în fine, dar trebuia să le țin minte din trecut și eu nu prea țineam minte nimica, așa că nu prea m-a ajutat faptul că le-am făcut. Ok, și după cum ziceam, am început destul de ok, la început nu aveam nicio treabă, v-am spus. Nu lucram deloc, nu mă interesa și sincer nu îmi păsa de faptul că am examen. Plus că, în fine, pentru unii poate nu contează așa de mult examenul ăsta, nu știu cum funcționează la voi, există poate locuri, locații, orașe, nu știu unde voi, zicerile voastre au medii mai mici, însă la noi în București, de exemplu, dacă vă uitați, mediile sunt destul de ridicate, gen Sava e cel mai mare și are 9,80 sau ceva de genul și na. Dacă vreți să intri la un liceu bun, îți trebuie 9,50 sau așa, bine, bun din punct de vedere al mediei, acum să nu mă înțelegeți greșit, mie îmi plac aproape toate liceele, gen, mi se pare că fiecare liceu are farmecul lui, zic. După un timp, prin noiembrie, așa, am zis că, mă, hai să încerc și eu să mă pun serios pe treaba, am zis să încerc să lucrez, însă, efectiv, nu găseam motivația aia și să încerc să fac ceva. Și am zis că, până la urmă, nu are niciun rost să fac chestia asta, pentru că nu se merită. Mă gândeam că oricum o să ajung la un liceu, oricum dacă ne dă subiecte grele o să am 8.50 sau ceva de genul. Oricum, să știți că eu mai mult de 8.50 nu-mi propuneam să iau la examenul ăsta. Deci eu zic să nu vă propuneți cine știe ce dacă știți că nu sunteți în stare, pentru că, până la urmă, după aia vă forțați singuri, asta e ideea. Eu nu m-am forțat și uite, așa mi-a ieșit, până la urmă, și mai bine decât mă așteptam. Și da, prin noiembrie, după cum ziceam, am început și eu să mai lucrez cât de când niște subiecte, 1, 2, odată la 3 săptămâni, așa zice, mai lucram și câte ceva. Până la urmă m-am apucat până la urmă serios de treabă pentru că veneau și tezele și tezele erau pe model de evaluare națională și gramatică și română, că la altceva, de fapt am dat și la geografie, parcă da, n-au prea să dădea și la geografie. În fine, dar la mate și română aveam subiecte de evaluare națională, după cum ziceam. Și până la urmă a trebuit să le tratez un pic mai serios, însă pentru început nu m-am axat absolut deloc pe subiectul 3, de exemplu la mate sau pe compuneri la română, pentru că mi se păreau prea mult dintr-o dată. La început, în primul semestru, eu m-am axat numai pe primele exerciții, gen la mate cred că erau vreo, câte subiecte sunt? Cred că sunt două înainte de alea cu geometrie. Sunt vreo două subiecte, m-am axat pe alea să știu că le fac ok, că măcar să fie acolo cât de cât o notă mai decentă.
și la română la fel de exercițiile de înțelegere a textului, că na, ce puteam să fac, și în același timp și exercițiile de la început cu figuri de stil și chestii, pentru că nu erau chiar așa de grele. Adică dacă înveți, dacă înveți cum să te exprimi la prostiile alea, îți dă punctaj oricum atunci. După aia am dat tezele, a fost destul de ok, am luat cred că 8 sau 9, habar n-am. Din nou, nu eram eu foarte pregătit așa de examen și nu prea am păsat. Și până la urmă a venit anul nou, din 2018, da, 2018, în care urmau să vină simulările. Am început iar să mai lucrez cât de cât, însă tot nu mi s-a părut mie așa de... Nu mi s-a părut deloc așa de tensionant. Ok, și cum toată lumea era nerăbdătoare, nu mai avea răbdare, nu mai suporta stresul ăla de la examen, vă zic că eu n-aveam nicio treabă, vă spun sincer, toată ziua, efectiv, la școală învățam, mai repetam chestii de acasă, mai lucram un subiect și atâta. Nu mai făceam absolut nimic pentru că eram terminat în faia, nu mai puteam să fac încă un subiect. Și nu știu cum sunteți voi, dar eu nu mai puteam. După un subiect, azi ziceam gata și aia e. Așa, și au venit simulările. La simulări, vă zic de acum, la română am luat cred că 9.80, deci chiar a fost ok la română. 9.80 sau 9.40 sau 9.20, nici nu mai țin minte, nici nu-mi pasă. Dar în fine, am luat 9 și ceva. Ok, a fost chiar bine la română. În același timp, la mate am luat 7 și un pic. Da, adică am zis că eu sunt vai de mine la mate, am zis că ce subiecte grele, că nu o să fac nimica și că aia e. Eu renunțasem într-un fel, dar cu timpul se apropia examenul, era deja martie și am zis că trebuie să încep iarăși să învăț. Așa, în următoarele luni a fost dezastru. Vă zic din martie până în iunie că am făcut, cred că subiecte zilnic, continuu, numai ca să fiu și eu sigur că iau o notă bună. Voiam 8.50, voiam să ajung în maghiară, și pentru cei care nu sunt din București vă explic. Deci maghiarul are ca media 8.50 sau voiam HD-ul sau Cantemir unde media e în jur mai puțin de 9.50, cred, nu știu, pe acolo. Deci astea erau scopurile mele, asta voiam eu să fac. Acolo voiam să ajung, nu-mi propuneam mai mult de atâta, 9.50 în cazul în care eram bun și măcar 8.50 ca să nu mor prost. Nu știu, ziceam și eu așa, să ajung într-un liceu mai ok, ca medie. Din nou vă zic, liceele nu contează după medie, dar că are un liceu medie bună nu înseamnă că e liceu bun. Ok. Și în fine, după 4 luni de chin, a venit și ziua examenului. De asemenea, vă zic să nu, vă rog eu nu lucrați în ultimele 3 zile înainte de examen deloc. Nu știu, în ultimele 3 zile poate. Mai citești odată la română chestiile alea și atâta, le închizi caietele, le lași acolo frumos și după aia aștepți până vine examenul. Dacă începi să citești înainte de examen, ai pierdut totul, pa, la revedere, o să uiți totul, vă zic de acum. Și da, vă spun sincer, nici nu mai știu, la română cred că s-a dat genul epic la mine și la mate nu mai țin minte absolut deloc, dar știu că nu s-a dat cilindru. Dacă se dădea cilindru sau cerc, nu făceam absolut nimic și luam 7, pentru că n-am înțeles niciodată prostiile alea. Din fericire n-au fost astea, la română a fost un subiect super simplu și am reușit să iau 10 după o compunere foarte proastă. A fost ceva cu cetate, cred, nici nu mai țin minte. Mă rog, cei care lucrați, cred că știți ce subiecte au fost pentru că voi le faceți, dar cred că a fost ceva cu citate la a doua compunere și am scris cea mai mare tâmpenie că am mers acolo și că am ajutat și că apoi nu mai știu. Am băgat și un moș pe acolo, nu mai știu ce am zis. Și la mate am lucrat, gen, am sărit vreo, vă spun sincer, am sărit o grămadă de etape și totuși mi-a punctat maxim. Nu mă așteptam la chestia asta, dar toate răspunsurile erau corecte și cât de cât am argumentat. Ceea ce înseamnă că a fost de ajuns. Însă eu credeam că o să-mi dea cam 9.50 maxim pentru că am sărit multe etape, cred. Și na, nu mă plâng acum că am luat 10, na. Am terminat cu media 9.97, am intrat în Vianu, na, să mă laud și eu așa de zi, na. Care e al doilea liceu în țară ca medie, dacă nu greșesc, și eu zic că e ok. Și acum hai să încep să vă spun așa pe scurt ce sfaturi v-aș da eu vouă, pentru că nu vreau să lungesc video-ul ăsta, dar în același timp aș vrea să vă povestesc. Deci, sfaturile mele ar fi în primul rând să nu lucrați mai mult de un subiect pe zi, pentru că după aia este prea mult. Dacă lucrați zilnic, vă spun chestia asta, dacă lucrați mai rar, deci încă un subiect la 3 zile, 4, 5, nu știu. Când aveți voi timp, mai faceți un subiect. De fapt, mereu o să aveți timp, pentru că în clasa 8-a cam aveți mult timp liber, tocmai de asta ca să puteți să vă pregătiți de examen. Ideea este că o să aveți nevoie de mult timp ca să puteți să vă pregătiți. Va trebui să faceți niște subiecte la început. La început o luați ușor, faceți câte un subiect odată la câteva zile, nu știu, zic și eu, așa, ce puțin așa am făcut eu. Faceți odată la câteva zile, cu timpul când se apropie prima teză și simulările, începeți să lucrați mai mult, gen odată la 2 zile, zilnic, nu știu, și printr-un subiect, mă refer un subiect de mate și un subiect de română, să înțelegeți bine chestia asta. Ok,
După care, nu știu, după ce vin simulările, după vreo 2-3 săptămâni așa, zic să vă apucați serios, să fie singura perioadă în care chiar să vă ocupați de chestia asta, dacă vă simțiți cât de cât pregătiți. Adică dacă voi vă propuneți, de exemplu, cum am propune 8-50, să zicem că voi face subiectele și luați cam 9-40, 9-50 mereu când le rezolvați, mai, nu știu, cel mai bine, eu zic să lucrați din aprilie încolo. Deci din aprilie până în iunie, atunci ar trebui, părerea mea, să lucrați pe bune, zilnic, vreo un subiect sau poate chiar două, de la fiecare, și de la română și de la matematică. Și până la urmă, cred că vor da rezultate chestiile astea. Eu zic că pe mine m-au ajutat, adică până la urmă am luat 10, zic și eu. Și până la urmă m-am organizat singur. Evident că toată lumea zicea că de ce nu lucrezi, că nu știu ce, că nu o să faci nimica, că nu ești în stare să iei mai mult de 9 dacă lucrezi în halul ăsta, dacă faci o dată la nu știu cât timp, dacă toată ziua stai degeaba, dacă toată ziua te uiți la seriale, dacă toată ziua... Și până la urmă, uite că a fost ok totul. Eu sunt fericit cu cât am luat. Eu zic că mai bine nu se putea până la urmă. Media a fost destul de ok, am terminat cu 9,88 la școală, la liceu gen 5,8. Mă rog, liceu, la, în clasă de 5,8 gimnazial, cum se zice. Mă rog, am luat 9,88, iar media mea și v-am zis 9,97. Destul de mult, nu mă așteptam, efectiv, am crezut că e greșeală de tipar, gen, am crezut că au greșit ăștia că n-au afișat rezultatele, altceva nu-mi dădeam seama cum pot să iau eu 10 la ambele. Dar în fine, aparent a fost tot ok. Deci eu recomand să nu vă stresați, să lucrați cât simțiți nevoia, în orice caz și desigur ceva foarte important. De câte ori aveți ocazia, vă rog eu, ieșiți afară, întâlniți-vă cu prietenii voștri, nu știu, faceți ceva în timpul liber, ieșiți, vorbiți, socializați, simțiți-vă bine, pentru că dacă sunteți stresați și nu ieșiți deloc din casă și dacă toată ziua stați în casă gândindu-vă că aveți examen sau lucrând sau nelucrând, doar că stați în casă și efectiv sunteți închiși acolo și nu faceți nimic altceva, nu o să reușiți să faceți absolut nimic pentru că vă simțiți complet stresați. Vă simțiți închiși acolo, vă simțiți că nu o să puteți să faceți nimic. Dacă ieșiți undeva, dacă mai vorbiți cu lumea, dacă mai mergeți la un film, dacă mai vă plimbați, dacă, chiar dacă vă plimbați prin, nu știu, prin, la râu, în spatele blocului, nu contează unde, important e să faceți ceva să vă simțiți și bine, pentru că altfel nu o să reușiți să faceți nimic la examen, pentru că veți fi prea bătuți în cap, efectiv. Sper că acest video să ajute măcar vreo câteva persoane acolo, poate măcar să vă dați seama că nu trebuie să vă stresați, este un simplu examen, poate să fie și de a 8, am înțeles că dau și aia de 7 simulări acum, sau ceva de genul, nu am înțeles, dar Doamne ferește. Deci până în clasa 8-a, toate examenele pe care le dați, dacă sunteți mai mici, vă zic că sunt o mare prostie și nici măcar nu vă chinuiți la ele, ok? Doar încercați să le înțelegeți, să înțelegeți exercițiile de acolo pentru că o să vă trebuiască. În rest, clasa 8 e singurul examen care chiar va conta. Bine, cei mai mari știți asta, dar na. Și eu zic că dacă vă pregătiți moderat și cât simțiți voi nevoia și vă pregătiți atâta timp cât timp voi vă veți simți pregătiți să dați examenul și să luați măcar cât v-ați propus, eu zic că e tot ok. Când simțiți că, de exemplu, vreți 8,50 și vă simulați, vă dați singur examen și vă punctați și luați 8,50 sau 9 sau poate chiar mai mult, e de ajuns pe ziua de azi, gata, ați lucrat și atâta. Dacă faceți mai mult, îmi pare rău, dar vă distrugeți singur timpul și nu aveți nicio șansă. Cam atât. Sper că ați înțeles măcar ceva din ce am zis eu aici. Să sperăm că va ajunge și cineva să-mi comenteze aici. Vreau să apară cineva în comentarii peste câteva luni să-mi zică că a luat 10. Dacă nu apare nimeni, mă supăr pe voi. Ok, de câte am înțeles, nici măcar nu se mai afișează rezultatele pe net. Am înțeles că trebuie ceva cu intimitatea sau nu mai știu cum era, mă rog, dar de exemplu, rezultatele mele s-au afișat pe net vreo câteva luni și după aia au dispărut. Nu știu, gen, în august le-au scos de pe net pentru că e nu știu ce lege minune și din 2018 nu mai poți să afișezi rezultatele altora. Așa că nu mai puteți să mă găsiți. Mă rog, eu am fost în 2018, nu știu dacă mai apare, dacă vreți mă căutați acolo. Cred că îmi știți numele majoritatea. Și cam atâta. Sper că v-a plăcut episodul. Sper că v-am ajutat măcar așa un pic să mai faceți o idee că nu e cine știe ce examenul ăsta, examenul. Că nu e cine știe ce examenul ăsta. Și că până la urmă orice, oricât ați lua, asta nu vă reflectă inteligența sau ceva, este doar o notă care vă trimite într-un anumit liceu. Nota va fi numai nivelul tău și nivelul tău ca cunoștințe pe care ți le dă școala. Poți să fii cea mai deșteaptă persoană și să ai o
nu știu, 7, nu contează. Poți ajunge la pe economic sau la tehnologic și să fii de fapt o persoană chiar deșteaptă care știe să facă chestii. Nu știu, decât să ajungi la un liceu ăsta de 9, 50, 9, 60, 9, 70 și să fii prost să nu poți să bagi o lasagna la cuptor, atunci îmi pare rău că ți-ai pierdut scopul în viață. Cam atâta cu episodul de astăzi. E un pic mai scurtuț, este un story time mai micuț, dar dacă vă place, nu uitați de un like acolo și de un share, poate ajutăm și pe altcineva. Și mult noroc la examene și simulări și sunt sigur că o să faceți totul bine atâta timp cât vă relaxați și cât nu vă stresați absolut deloc. Trebuie totul să fie ok, să fie o atmosferă calmă și să vă simțiți ca și cum ați lucra acasă, așa trebuie să vă simțiți, să nu aveți niciun pic de presiune pe voi. Hai că ne vedem data viitoare, pa!